Solomon James, expediția noastră la cetatea Șoimoș pe ziua de astăzi e a sfârșit. Cei doi cavaleri privesc întinderea nesfârșitului a apelor tulburi ale râului Mureș. Apa care vine de la deal și merge la vale. Cetatea Șoimoș, construită în anul 1200 și ceva, când nimeni nu descoperise America. Cucerită și de turci. De fapt, povestea ți-am citit-o în episodul trecut. Cum soarele strălucește, să trebuiască să mă duc la Arad cu mătușa Mărioara și cu mama bună. Paul, ca de obicei, pe celular. Nu, pe celular. Tobias face videourile pentru Snapchat. Și Florian se plimbă. Uitați, aici e umbra lui Florian. Aproape că aș putea să fug mai repede ca umbra mea, dar nu mă forțez. Și dacă vă uitați foarte, foarte atent, acolo ne așteaptă mașina noastră, încă nu a luat-o nimeni. E acolo jos în vale. Mănăstirea de la Radna, peste deal, satul Păuliș Sâmbăteni, municipiu Arad. Peste dealuri, cetatea de la Șiria. După aia, cetatea de la Șoimoș și peste dealurile din față, dacă vă uitați foarte atent în direcția cealaltă, cetatea de la Deva. Dar ne trebuie 3 binocluri și o altă poziție strategică. Și gata, Solomon James o să mai îți povestească bunicul. Paul nu e atent la ce spun, dar acum o să-i explic.